Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Titan în care Luci lipsește ca de obicei pentru că și-a fac laba. Serios, Luci? Am lipsit și o săptămână și tu asta ai făcut? Bă, n-am văzut așa ceva. Așa, bun, continuând. Luci s-a stricat microfonul din nou și nu poate să filmeze din nou. Așa că trebuie ca de obicei să salvez situația. Bun, ce să facem în acest episod? Eu habar n-am, acum mă gândesc. Deci am două variante simple. Mă duc să minez că și așa. Fac te vedeți, am murit de atâtea ori. De ce? Pentru că eu ca de obicei când n-am ce face, mă plictisesc, mă pun de exemplu aici și mă duc AFK. Vreo 15-20 de minute. Și desigur că vine un zombalog sau un schelet și mă omoară. Și după mă întreb, dar de ce? Păi de mere, că așa mă apucă. Bun. Și am pierdut destul de multe resurse. Bine, în schimb, mai aveam resurse în bunkerul secret, pe care nu vă spunem decât la final de serie. Și am mai luat niște piatră și niște lemn ca să-mi fac niște unelte, să supraviețuiesc și eu, puii mei. Și acum, să mă gândesc ce aș putea să fac. Ori să minez, ori să continui oraș subteran, în sensul că aș vrea să fac o bucătărie doar că n-am nicio idee, sau aș continua cu extinsul, adică în sensul să stau să minez pe acolo și să pun piatră sub, da? Să vedem ce ar fi. Aia mă aduc să minez, că dacă tot făcui și torțe. Bun. Mă încep și eu ca și mici. Ce mai faceți? Cum ați mai dus? Eu m-am distrat foarte bine în tabără, n-am dormit 7 zile în continuu. Da. Același timp, am și tatuat pe mâini. Să nu vă speriați că nu este permanent. M-am speriat pe câțiva buni, tunelul 2. Bun. Chiar nu știu ce să mai zic, că sunt obosit rău. Deci vedem ce-mi iese. O să spun că o să începem serii noi. Adică așa m-am gândit eu acum. Ce m-am gândit eu și ce vrea Luci este o mică mare diferență. Și da. Da, și la mine gălăgim. Arăt ca cel mai mare plictisit din lume, dar nu-i bai. Trebuie să fac ceva interesant. Bun. Am ce mină. Am că piatra suficientă. Nu știu, vreau și eu metal. Asta e că știu eu ce fac. Dacă își răspunde. Alo. Ce așa, Andrei? Salut, Ian, ești live and loud într-un episod de Titan, vorbește. Bine. Penisul meu este albastru. GG, Iani, GG. Și zic că mă emoționez repede. Durmeam. Am nevoie de cineva să-mi țină de urât în acest episod, că mă plictise singur. Mă plictise singur? Da. Pe care și lăsa spune mă plictise singur. Acum mai contează. No, bun. Eu minesc ca spartul. Tu ce faci? Mă pe Facebook. Uite-te și tu. Alții încearcă să filmeze, alții pe Facebook. Da. Mă, lua, trebuie și Gogea de schimb. Dar ce cu și Gogea de schimb? Să filmez eu. Ce filmezi? Ha? Ce filmezi? Aia, gata, am băgat și pe tine, gata ăla. A. Dacă e după pot filma și eu. Că filmez și eu acum, mai filmez și eu 6-7 minute de Titan. Ca na, Lulu și s-a stricat microfonul. Și nu-și cumpăr altul acolo unde bullying mere. Aș cumpără, dar azi. L-aia stricat de ieri, dar aș cumpăr azi. Nu mai contează chestia asta acum. Interesează pe mine să și înțeleg, bun. Mă plictisit de mine, mai bine construiesc. Întrebare idiotă, pe ask, ce-ți place la alții, părul lung sau părul scurt? Părul lung. Wow. Egoistule. Eu cel mai mare egoist.
De fapt, părul creț. Dacă știi tu, Iani, la ce mă refer, dar nu comenta. Dar nu comenta în plus. Bine. Ia uite. Bă, Andrei, nu m-am adus la aia cu cap de afiș pentru o companie ce promovează prostituția. De ce? Pentru că uitai să mă trezesc. Ți-ai ratat rolul vieții, Iani. Pe adevărat, pentru că deja sunt implicat în prea multe activități. O, vedeto, bă. Bravo, Iani, te-am învățat bine. Da, și eu. Și acum aia trebuie să mă sune să mă întrebe de ce n-am ajuns. O să le spun că m-am răzândit. Le spui tu repede. Bă, n-am avut chef de dumneavoastră, am primit o ofertă mult mai bună. La care să vin aici, ce ofertă? Am primit, nu contează ce ofertă. Bă, da, am plăcut, bă, te-au chemat și pe tine și tu ai refuzat. Ce-i naiba? Orăm la zumba, lăi. Azi mergi la chitară. Da, normal, mă. Naiba, n-am mai mers de 2 săptămâni. Da. Da, am fost în tabără. Iani, vrei să facem un top în videoclipul ăsta cu top cele mai nasoale replici? Replici de ce? De agățat sau ce? Nu de agățat, lasă agățat. Mori. Mori. Păi nu muri, mă. Ok. Că te-am pe conștiință, după. Bun. Mă enervează zombalăi ăștia cretini. Eu cred că până termin video mă apuc să mă joc în Photoshop. Nu se joacă fără mine. Hai să vedem să edităm o poză lui Andrei. A, nu mi-edita pozele. Îl las și pe Alex să intre în confă, care confă? Ha? Intre și Alex în confă, care confă? A, nu știu. Dacă e bine sau dacă e rău, deci da. Poate. Da, bă, că-l băgăm și pe... Salut, prieteni! Salut! Andrei, pe tu. Din Spania. Mă? Te pupă din Spania. Oh, ce drăguț, ați auzit, doamnă și domnul, mă pupă din Spania. Dacă nu știi, filmezi, spun eu acum. Păi știi, da. Că de-aia mă simt. A, știi ce filmez? Mini zombalău, mini zombalău, mini arcaș. Și că mini arcaș. Cum ar mă fi altciori tu? Eu cred că filmez titanii. Nu știu ce în loc. Eu cred că o să explodeze 5 creeperi în fața mea. Oh, păi ce mă fi? Bă, creeperii. De ce peste tot sunt numai creeperi? E copilaș. Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. Aoleu, au. Ba, Andrei. Am fost bătut, da. Ce? Îmi plac gusturile lucate la telefoane. Telefon jalos. Ca al meu. Nu știu care ai iPhone, ca al meu. Nu, nu știam, nu m-am stat să-mi întreb ce telefon are. Ești la de curând, băule. M-a distrus un schelet. Și acum un, cum se numește, un... Nu creeper, nu creep! Ba da, un creeper. Și a murit, din nou. A murit, Andrei! Ha, 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 ha. Te rog să nu fi făcut o gaură în podea, te rog să nu fi făcut o gaură. Unde? Altundeva te-a făcut de ochi. Opa. Am așa mai explodat și lângă itemele mele. Au, 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 fereală. A, fereală, a, o să mor, o să mor din nou. Și a murit. Hai că fac eu și aici de dur. Mă, vede și mă enervează în Photoshop că sunt poze făcute cu telefoane proaste, nu se poate încercui bine. Ia stai, mă contactează cineva pe WhatsApp.
A. Serios? Serios? L-a apucat pe Denis de ieșit. Cum? Azi. Eu nu ies că sunt la ziua lui Alina. Sau poate ies după ce merg la mine, nu știu. Că eu o să duc în ambient. Păi să-mi la altundeva, ies sau nu, cum place. Locul ăla e presărat cu amintiri neplăcute. Eu m-am luat odată poliția acolo, să te obișnuiesc. Controlgiu. Să vezi ce frumos să fac pe aici trunfalete. Doamne. Știu că nu trebuie să obișnuiesc să-l vezi pe ăsta frumos, dar eu îl fac pentru că sunt un artist. Alu, blond. Cum veni asta? Alex, ești blond și prost. De unde? Bă, Andrei, îmi vreau acum sunt bogat și sunt prost. Hai să vedem ce mai facem, nu știu, fale. Pe o față de video ce nu se poate. Nu! Păi nu, nu, Lili, nu vreau, nu convin, pac, gata. Bă, și evitez doar căcatul ăsta, că pe care nu-mi place. Da, nici, bă, nici mie nu convine, nu se poate. Ce pula mea. Bun, și cam atât a fost cu acest episod, mă scuzați că a fost cam plictisitor, că pui mie. Ăsta-s eu. Da, și telefonul. Ne vedem data următoare, salut.